Acest gaz 24, sau cum mi se mai spune Volga, a ieșit din fabrică acum un sfert de secol. Proprietarul automobilului recunoaște că locul acestuia este la groapa de gunoi, dar dat fiind că nu are bani pentru o mașină nouă, este nevoit să se mulțumească cu ce are. Prietenii zic, Volguță, eu Olguță. Ai Olguță, hai că ajungem acasă. Visul lui Sergiu Roșca din Budești de a urca la volanul unei mașini noi ar putea deveni realitate odată cu implementarea programului de utilizare a automobilelor vechi. Idee preluată de către autoritățile de la Chișinău din România, unde acest program se numește Rabla. La fel ca în statul vecin, autoritățile de la noi ar urma să răscumpere mașinile vechi, iar banii obținuți de proprietari să fie folosiți strict pentru achiziția unui automobil nou, mai puțin poluant. Ar fi foarte bine și super. Toți și-or schimba mașinile care mai vechi. În țările europene, tot aceeași sistemă doar. Ar trebui să trezi la mașini mai bune. Potrivit statisticilor întreprinderii de stat registru, în Moldova mai există încă cel puțin 400.000 de proprietari de automobile mai vechi de 20 de ani. Ipotetic, toți acești automobiliști ar putea deveni participanți la programul Rabla, care urmează să se deruleze până în anul 2023. Doar că din 2013, când s-a anunțat despre acest proiect, funcționarii de la Ministerul Mediului nu au mai pomenit în public nimic despre soarta lui. Orice program este partea vizibilă și partea nevizibilă. Începem cu partea aceasta care ține de, așa cum ați zis, de documente de birou. Și noi elaborăm tot ce înseamnă regulamente și așa mai departe, pentru a pune în aplicare proiectul dat. În timp ce funcționarii de la mediu declară că sunt în proces de elaborare a mecanismelor pentru implementarea programului, experții în domeniu le atrag atenția asupra mai multor piedici de ordin legislativ care le-ar putea zădărnici munca. Европейская практика – это утилизация автомобилей старше 6 лет. Вот первое несоответствие, которое у нас есть, это то, что в Молдавии разрешен импорт машин до 10 лет. Зачем нам утилизировать машины, начиная с 6 лет, если мы позволяем привозить в машину автомобили старше 6 лет. Мы можем привезти, например, по этапам. Да? До, давайте так, сейчас у нас 2015 год, например, до 2016 года разрешить импорт автомобилей до 10 лет, чтобы это не было там критично. Начиная там, с 2016 в течение 2 лет снизить до 7 лет. Еще через 2 года до 5 лет. La ziua de astăzi, încă Republica Moldova nu este gata pentru un pas atât de radical. Poziția viceministrului mediului este stranie, având în vedere faptul că anterior autoritățile au promovat o politică destul de dură la capitolul importul mașinilor la mâna a doua. Astfel, până în anul 2012, limita de vârstă pentru mașinile importate era de 7 ani. O altă nedumerire a specialiștilor este generată de inexistența unor pârghii legale de a determina pe proprietari să renunțe la automobilele vechi. Spre exemplu, proprietarul acestui Volkswagen vechi de 20 de ani nu are bani pentru o mașină nouă și nici nu acceptă ideea de a da mașina la fier vechi. Nu renunță, fiindcă e mai aranjează, e foarte bună mașină. Vă spun că nu i-am reparat numai cât repar, hadăvăi ceați, cum s-ar spune. Dar așa e tot mai aranjează, nu e în motor, nimic nu e făcut. O soluție în acest caz ar fi introducerea unor standarde internaționale ce reglementează emisiile de dioxid de carbon și a unor taxe de mediu. Это такса, это налог на загрязнение. То есть это хороший такой, наверное, налог, при котором человек платит, исходя из евро-норм, евро-стандартов, да, его экологичности его автомобиля. То есть, да, окей, ты ездишь на автомобиле 30-летнем, но у него норма евро-стандартов нет. Соответственно, ты платишь максимально, потому что у тебя происходит максимальное загрязнение воздуха, соответственно, ты платишь максимальную норму по налогам. La Ministerul Mediului aflăm că deocamdată nu există o inițiativă de acest fel. Argumentul funcționarilor este același. Încă nu suntem pregătiți pentru a face acest pas. Trebuie să schimbăm și taxele pentru mediu, dar iarăși vă zic că suntem într-o perioadă destul de dificilă și dacă noi venim cu unele majorări, atunci trebuie să venim și cu unele nemulțumiri în societate. De atât noi am stopat, să zic, nițel proiectul dat pentru a se mai îmbunătăți lucrurile și la nivel de societate. Mă refer la partea financiară. Одно из требований современного мира, это надо делать, хотим мы это или не хотим.
Dat fiind că programul de utilizare a automobilelor vechi presupune răscumpărarea lor de către autorități, le-am întrebat dacă au fost estimate sumele care le vor fi acordate proprietarilor de rable. Spre exemplu, autoritățile din România au stabilit o sumă unică în acest sens, care constituie 1500 de euro. La noi, deocamdată, această temă nu a fost pusă în discuție. Putem să vorbim și de 1000 de euro, putem să vorbim și despre 500 de euro. Este foarte diferită. Trebuie să evaluăm gradul de evaluare a impactului asupra mediului. Noi trebuie să apreciem prin prisma impactului și valoarea mașinilor. Aici urmează să avem un proiect dar cam și de durată, dar și mai greu. Bâlbâiala autorităților în cazul proiectului Rabla a continuat și atunci când le-am întrebat despre existența unui dialog cu dealerii autorizați de automobile. Nu avem industrie constructoare de mașini, dar cel puțin cu dealerii autorizați care, mă rog, reprezintă merg și, nu știu, middle class sau mașini dintre astea mai ieftine, nu neapărat mașini de lux. Ați încercat să vorbiți cu ei, poate sunt și ei cumva interesați de acest program? De fapt, noi am încercat să vorbim și cu unii și cu alții. De fapt, cei care importă mașini de mâna a doua și mașini bune, noi. Să știți că în rezultat au prevalat vocele celor care aduc mașini de mână a doua. Adică cum, să schimbăm mașinile, rablele pe mașini de mână a doua mai proaspete sau cum? Păi nu. Ziceam că dacă pornim proiectul dat, să interzicem importul mașinilor, de exemplu, sub 5 ani. De atât nu am găsit încă soluția sau cointeresarea dealerilor aceștia care importă mașinile de mână a doua. Nu avem de unde să știm cu ce importatori de mașini la mâna a doua au purtat discuții responsabilii de la Ministerul Mediului. Cert este că majoritatea importatorilor de mașini noi pe care i-am solicitat ne-au declarat că nu au avut nicio discuție cu autoritățile. Invitații n-am primit la discuții noi, n-am participat ceva detalii ce țin de acest program. Nu cunoaștem doar din ce le spus în presă. Ce-a gândit Ministerul Mediului să facă exact, nu știu. Я от вас узнал. Никто никуда нас не приглашает. Никто с нами никогда не советуется. Никто не спрашивает мнение. Нас не так много, соберите. Мы готовы всегда к диалогу. Cu toate acestea, importatorii se declară interesați de a participa la realizarea rablei moldovenești. Suntem interesați pentru că asemenea pași ar dezvolta afacerea în sine. Dealerul poate să încarce această ofertă încă cu niște oferte mai, poate, mai mici din partea lui, din contul lui, care ar adăuga un interes față de acest program. Dar suntem unde suntem, adică nu avem ofertă concretă, soluții, propuneri concrete și nu avem deci ce la ce participa. Было бы, конечно, хорошо. Но это опять же, пока я вижу, что это большая иллюзия, которая не сбудется в Молдове. Este sceptic vis-a-vis de viitorul programului Rabla în varianta moldovenească și Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață. Autorii acestui program sau transpunerii astfel de programe nu își dau seama despre esența și care este de fapt menirea astfel de programe în așa state cum România, unde acest program a fost implementat cu succes. Programul este o formă mascată de subvenționare a industriei automobilistice autohtone, mai ales în state în care acestea nu mai fac față concurenței externe. De ce un astfel de program la noi? Ce vrem noi să susținem? În ultima instanță, obținem o simplă finanțare a achizițiilor de către cetățenii automobililor. Și acum eu mă întreb, este asta o problemă prioritară pentru statul nostru, ținând cont de deficitul enorm al bugetului public? Sau există probleme semnificative în domeniul sănătății? Există probleme semnificative în infrastructura drumurilor? Există probleme în asigurarea cu pensii și alte plăți sociale? În opinia expertului economic, o eventuală lansare a acestui program implică riscuri de corupție.
Combinația dintre companii care se ocupă de vânzarea automobililor și concreșterea acestea cu structuri statale, de regulă derivă într-o corupție. Și nu este exclus că pe bani publici să mai obținem un focar de corupție. La categoria riscuri ale lansării Rablei Moldova figurează și problema utilizării propriu-zise a mașinilor vechi. Astăzi în țară nu există nicio stație de reciclare specializată. Potrivit expertului auto Vasile Iaroțchi, construcția unei astfel de stații va fi o povară grea pentru autorități și în același timp o investiție nerentabilă. Производство автомобиля – это достаточно сложный технологический процесс. И утилизируя данный автомобиль, мы должны утилизировать резину, мы должны утилизировать аккумуляторы, которые наполнены с жидкостями специальными, техническими. Мы же не выльем их просто на дорогу или там разберем. Окей, мы можем разобрать крылья, снять и что-то еще. Но в дальнейшем, как происходит процесс утилизации, это тоже очень серьезный вопрос. Ultima întrebare pe care i-am adresat-o viceministrului mediului Lazar Chirică s-a referit la rezultatele studiului de fezabilitate pentru varianta moldovenească a programului Rabla. Iată care a fost răspunsul. Urmează să fie un program și vorbeam despre evaluarea lucrurilor reale, adică un studiu de fezabilitate la ziua de astăzi încă nu există. Iar asta înseamnă că mărețul plan al Ministerului Mediului rămâne doar la nivel de concept. Iar visele lui Sergiu Roșca din Budești de a avea o mașină nouă vor mai aștepta. Dar se pare că Sergiu s-a resemnat deja cu acest gând. Mai podroiește pe acolo, ca și după anii, da. Merge întotdeauna. M-am atins de cheie, s-o pornit și am plecat. Când îi mai au probleme, dacă sunt mașini de lux, muși nu pornește motorul, ceva se fărâmă. Vorbesc iar de sume mari de bani pentru reparații. Eu nu sunt problema asta, nu știu.